Clubul sportiv municipal Zalău are doi pugiliști de aur la categoria de vârstă cadeți. Bogdan Mierloi și Eduard Șerban au reușit să cucerească medaliile de aur în cadrul ediției din acest an a Cupei României, competiție ce a fost găzduită de sala sporturilor din Zalău. Clubul sportiv municipal Zalău a reușit să cucerească două medalii de aur din patru posibile la ediția din acest an a Cupei României la box, competiție rezervată categoriei de vârstă cadeți. Căzduită de sala sporturilor din Zalău, Cupa României a adunat la statul întrecerilor peste 100 de sportivi din întreaga țară, iar printre participanți s-au aflat și patru pugiliști legitimați la CSM Zalău. La finalul întrecerilor, clubul Zalăuan a cucerit patru medalii din care două de aur, una de argint și una de bronz. Cele mai bune rezultate au fost obținute de Bogdan Mierloi și de Eduard Șerban, ambii câștigători ai medaliilor de aur. Pentru a intra în posesia medaliei de aur, Bogdan Mierloi a fost nevoit să urce în ring de trei ori și a reportat tot atâtea victorii, astfel că a intrat în posesia medaliei de aur. Mai norocos decât colegul său de antrenament a fost Eduard Șerban. Tânărul pugilist Zeloan a avut noroc la tragerea la sorți și a boxat direct în finala competiției, unde a reușit să se impună și să câștige medalia de aur. Singura medalie de argint câștigată de CSM Zalău a fost adusă clubului Zeloan de Denis Stoic Denis a transpirat cel mai mult pentru medalia cucerită. Antrenat de maestrul Ioan Dragoș, Denis a urcat în ring de patru ori. După trei victorii consecutive care i-au asigurat prezența în finală, în ultimul act al competiției, Denis nu a mai reușit aceleași lovituri sigure și puternice, astfel că în cele din urmă a fost nevoit să se recunoască în vins în finală și să se mulțumească cu medalia de argint. La cea mai ușoară categorie de greutate la care a avut un reprezentant, cea de 50 kg, CSM Zaleu a reușit să cucerească medalia de bronz prin Gabriel Chichişan. Antrenat de maestrul Ioan Popa, Gabriel a reușit duminică seara să-și asigure medalia de bronz, după ce l-a învins la puncte pe Samuel Cimpoeș din Roman, după care în semifinala categoriei 50 de kilograme Gabriel Chichișan a fost învins la puncte de Andrei Mustet din Târgu Jiu și a rămas cu medalia de bronz cucerită încă din prima zi a competiției.